Bine ați venit, minunați oameni din Praf de Stele, și bine v-am găsit la provocarea mea creativă de 366 de zile în care mă provoc să scriu, compun și pictez în fiecare zi din acest an. Și iată, domnișoara care astăzi va fi desenată în Procreate. Am întâlnit-o ieri pe stradă și m-am gândit, iată, am găsit ce să pictez. Era o pisicuță foarte, foarte frumoasă și pufoasă și am zis că merită să fie protagonista poeziei și picturii mele de astăzi. Am început în mod oficial școala, respectiv să predau, și am să găsesc modalități prin care să mă inspir din viața de zi cu zi să pictez, să continui cu această provocare, și am să fotografiez lucruri care îmi plac și am să încerc să le fac mergând, călătorind spre servici și întorcându-mă de la servici în zilele în care voi lucra mai departe de casă. Iar în zilele în care voi fi mai mult acasă, voi picta. Mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit picturica de astăzi și iată și poezia. Parcă mică, parcă neagră, parcă umbră pe câmpie, ronță-i lemne și semințe. Ești cumva o jucărie? Hai să ne jucăm o leacă. De ce fugi? Știi că și reată? Știi cum jocul se sfârșește? Te-ai jucat și altă dată? Sper că v-a plăcut poezia mea, sper că am reușit să zugrăvesc bine caracterul pisicilor, cel puțin așa cum îl văd eu, și rete și pregătite pentru joacă, foarte ademenitoare și uneori manipulante atunci când vor să-și atingă scopul. Toate aceste caracteristici nu le-aș căuta într-un prieten, dar pentru ele a fost, este strict instinctul lor de supraviețuire și așa au rămas pe lângă casa omului pentru mii de ani. Deci, mi se pare normal că au dezvoltat foarte mult aceste capacități. Foarte inteligente, foarte plăcute la mângâiat și foarte, foarte plăcute la văz. Sunt animale foarte frumoase pentru mine, elegante în mișcare, și atunci când se mișcă încet și atunci când fug. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și vă aștept și mâine pentru muzică, poezie și pictură. Nu uitați să zdrobiți toate butonașele și să vă înscrieți dacă nu ați făcut-o deja. Pupici!